Era o perioadă, după 1990, o perioadă absolut, să zic, normală, de fapt ca și acum, ca unitățile miniere, care erau nerentabile, să-și găsească un investitor. Noi eram atunci chiar sfătuiți. Vedeți că o să vină străinii. Nu fiți chiar așa legați la gură și nu spuneți nimic. Acest lucru a dat naștere la alte speculații. În schimbul acestor cărți pe care le-ați oferit, v-ați dus în Canada, ați plecat în Nu, Canada? nu, 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 nu. Sau că a fost un fel de A fost recompensă? în Australia. După ce am ajuns să ne cunoaștem, sigur, dânsul a fost aici, am mers și noi acolo. Adică să vedem, într-adevăr, tehnologiile. Deplasarea asta s-a făcut pe banii și atunci a companiei. 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 Nu a companiei, a regiei DEVA, deci a companiei a de stat, statului român. A statului. În Australia, directorul Gruber a văzut multe, dar nu și presupusa exploatarea lui Frank Timiș. Frank Timiș, din câte știu eu, avea o societate, avea o exploatare în Australia. N-am văzut-o. Am văzut alte exploatări în Australia, am văzut alte cariere, alte uzine de preparare. Întâmplător sau nu, după ce a ieșit la pensie de la statul român, Gheorghe Gruber a devenit unul dintre directorii companiei canadiene Roșia Montană Gold Corporation. Astăzi este un prosper om de afaceri. În 2002, consilierii locali din Roșia Montană au aprobat planul urbanistic general. Peste noapte, aproape toată Roșia Montană a devenit zonă industrială. Nimeni nu mai avea voie să construiască nimic. Roșia Montană Gold Corporation a început să cumpere proprietățile roșienilor înainte de a avea avizele și autorizațiile necesare proiectului minier. Cu gândul la un trai mai bun, majoritatea roșienilor și-a vândut în cele din urmă casele și terenurile. Ba chiar au găsit metode să facă ceva bani în plus. Este adevărat că la un moment dat la Roșia Montană a fost o așa zisă cabaniadă, deci s-au făcut enorm de multe cabane în Roșia Montană, așa, și acele cabane s-au făcut practic ilegal. Deci oamenii au venit, le-au făcut pe butuci, nici nu le-a făcut fundație, că în momentul în care făceau casele cu fundație, e normal că inspecția în construcție trebuia să vină să sancționeze pe cei care au construit ilegal. Cine a construit ilegal? Consilierii, cei care probaseră pugul, să nu se mai construiască în Roșia Montană, ei au fost primii care au făcut cabanuțele. Nu doar cabanele au atârnat la preț, ci și copacii plantați în zonă. Oamenii au venit și au plantat pruni și pompă. Azi planta, vineau, măsura terenul, mâine îl scoteau și îl mutau pe alt teren. Deci compania a încercat cât de cât să le dea la oameni niște bani în plus, făcând niște șmecherii. Cât era un copac din ăsta, un pom? Păi, la, nu știu, la pruni era în jur de 2 milioane jumate, la un nuc era 4 milioane jumate. Deci au fost oameni care luau nuci, îi puneau aici, peste două zile mutau pe la celălalt teren. Și așa s-a vândut în continuare. Dar la companie a convenit pentru că a cumpărat teren și deci fiecare pas cu pas a încercat să ocupe cât mai mult teren în Roșia Montană. Oamenii de prin partea locului spun că până și unele dintre cabane au fost mutate și vândute de câte 4-5 ori. Fostul primar al comunei recunoaște el însuși aceste aranjamente. În anul 2006 am fost suspendat 10 luni de la primărie și în perioada asta s-au construit cabanele. Probabil tot așa s-ar fi construită și dacă eram eu primar. Sincer să fiu, în planul urbanistic se interzicea orice construcție. Vă dați seama că au trecut 10 ani și nu puteai să nu-l lași pe om să-și construiască un garaj, un graj pentru vite, o cocină sau până la urmă și cabanele astea care veneau de fapt ca să mărească prețul la case și la ceea ce omul vrea să-și vândă. Conducerea companiei canadiene susține că nu s-a făcut nimic ilegal. Un om pe proprietatea lui poate să facă absolut ce vrea. Dacă vrea să-și planteze pom, poate să-și planteze pom. Dar aici miroase un pic a spălare de bani. Ce spuneți? Deci, de ce? Adică? Mi se pare... Deci compania chiar vrea să-și cheltuie banii acționarilor așa, cumpărând deci, aceeași cabană de 5 ori? Sau... Eu nu cred că s-a întâmplat așa ceva. Cu siguranță nu s-a întâmplat așa ceva. Nu poți să găsești ceva ilegal aici. Că e imoral? Poate că. Astăzi, toate autorizațiile obținute pentru demararea proiectului minier au fost anulate de instanțe. Compania canadiană este nevoită să reia întregul proces de autorizare. Noi am demascat cel mai mare act de corupție oficial și nimeni nu ia nicio măsură.
Multe dintre autorizații au fost anulate din cauza conflictului de interese în care se regăseau unii consilieri. Aceiași consilieri au fost dați în judecată de Alburnus Maior pentru abuz în serviciu. Nici conducerea de la Roșia Montană Gold Corporation nu a stat cu mâinile în sân după ce Ministerul Mediului a suspendat procesul de autorizare a proiectului. Am acționat în judecată atât Ministerul Mediului și al Dezvoltării Durabile, cât și pe domnul ministru Attila Corodi și pe secretarul de stat Silviu Stoica. În timp ce războiul se poartă acum în justiție, localnicii din Roșia Montană spun că nu-și vor părăsi niciodată satul natal. Remus Cenușă este din Valea Cornii, locul unde canadienii vor să construiască un imens iaz de decantare pentru cianurile folosite la extragerea aurului. V-ați vândut deja casa sau nu? Eu nu o vând, numai viața le-o dau, dar eu să plec. Și dacă dar viața, să... dar banilor nu mi-e treabă. Și dacă vor să facă digul acolo, peste casa dumneavoastră, ce face? Și am și pe tata mort, în fundația digului, cimitirul. Și acolo unde sunt mormântați părinții mei, se va face digul. Eu nu pot să-l scot de acolo. Sunt trei lucruri care nu se vând niciodată. Casa părintească, biserica și cimitirul. Și compania n-a înțeles treaba asta. Și niciodată nu va realiza proiectul la Roșia Montană, puteți să fiți siguri de asta. Noi nu o să plecăm de aici sub nicio formă, cei care nu plecăm. Și până când o familie mai există în zona asta, compania nu poate să facă proiectul. Deci, le spunem de acum, ne întâlnim, să ne ție Dumnezeu mult și bine, Roșia Montană a fost, este și va fi, cât va fi acest pământ. Pentru că Roșia Montană este cea mai veche localitate din România atestată documentar. Aur s-a scos dintotdeauna la Roșia Montană, dar aurul n-a fost niciodată al roșienilor. Munții din jur sunt plini de galerii săpate încă de pe vremea romanilor. O astfel de galerie adăpostește azi Muzeul Mineritului. Este de fapt ceea ce a mai rămas din fosta companie minieră de stat, Roșia Min. Compania devenise nerentabilă, deși se căutaseră fel de fel de soluții. Una a fost chiar cea a strămutării localității. Un proiect de genul ăsta făcuse guvernul comunist, conducerea comunistă. La vremea respectivă avea un plan de strămutare a localității într-o zonă în afara perimetrului zăcământului. Mi-am amintesc că era chiar o machetă pusă pe holul primăriei, deci programul era făcut, dar a venit revoluția și nu s-a mai reușit punerea în aplicarea. La final se impun niște concluzii. Ce n-au reușit comuniștii, au reușit capitaliștii. Pe zi ce trece, Roșia Montană se topește. Peste 100 de case cumpărate de companie au fost demolate sau sunt în prag de prăbușire. Și asta înainte ca proiectul minier să primească avizele necesare de la instituțiile statului. Academia Română, cel mai înalt for științific al României, s-a opus proiectului cu argumente incontestabile. Unul dintre ele este acela că numărul mic de locuri de muncă oferit prin proiect nu justifică strămutarea 900 de familii din Roșia Montană și distrugerea localității. Au trecut 12 ani și la Roșia Montană nu s-a construit nimic. Oamenii se întreabă ce se va întâmpla cu localitatea lor dacă cel mai controversat proiect minier din România nu va fi pus în practică niciodată. O întrebare care încă mai așteaptă răspuns. De la aleșii de ieri, de azi sau de mâine.